Bucuria Rudieri este bucuria vieții. Poate v-ați întrebat care este primul cuvânt pe care Iisus Hristos, Domnul nostru, înviat din morți, îl rostește. Dacă ne amintim din Evanghelia de la Matei, adresându-se femeilor purtătoare de mir, le spune, bucurați-vă. Deci, primul cuvânt al Mântuitorului înviat este o invitație la bucurie. Cu acest cuvânt, Iisus întâmpină femeile care alergau să ducă vestea cea bună apostolilor. Acel Iisus pe care îl văzuseră batjocorit, răstignit și așezat în mormânt, acum este viu în fața lor și le invită la bucurie. El a învins moartea și dorește să transmită tuturor bucuria învierii și bucuria vieții. Vestea învierii celui răstignit constituie atunci ca și acum nucleul central al credinței noastre creștine. Poate ne întrebăm de asemenea cum să trăim aceste momente de sărbătoare. Sunt doar o sărbătoare de poruncă comandată de biserică? Sunt doar un moment de bucurie în jurul unei mese în familie sau cu prietenii? Sunt doar câteva zile de vacanță? Considerăm că este mult mai mult decât atât. Și dorim să răspundem acestor întrebări în câteva cuvinte, prin exemplul acestor persoane care au avut curajul în dimineața învierii să părăsească ușile închise, să treacă dincolo de temerile proprii și să se apropie de mormântul celui răstignit. Vă invit să privim lecția femeilor mirofore. Știm că aceste femei care vin la mormânt, Maria Magdalena și cealaltă Marie, se apropie căutând pe cel răstignit, dar nu îl întâlnesc, ci întâlnesc un înger al luminii care le spune, nu vă temeți, nu este aici, ci a înviat precum a zis. Ascultând acest cuvânt al îngerului, al mesagerului divin, ele însele devin mesagere ale bucuriei învierii către ucenici și apostoli. Pleacă în grabă cu bucurie mare și cu o teamă mare. Pe drumul acesta, în ascultarea cuvântului îngerului, ei îl întâlnesc pe acela pe care îl plângeau ca și mort. Îl întâlnesc pe Hristos înviat, care acum le cheamă la bucurie. Aceasta este, iubiți credincioși, vestea cea bună a învierii pe care și noi suntem chemați să o trăim în viața noastră în aceste zile și să o transmitem cu aceeași bucurie tuturor fraților noștri atunci când le adresăm creștinescul salut, Hristos a înviat. Sunt, de fapt, trei pași în credință pe care femeile purtătoare de mir îi fac, și anume, primul pas este acela în care reușesc să depășească propriile temeri și să purceadă spre locul morții,
în pofida fricii de iudei, a fricii de soldații care păzeau acel mormânt și a lespedii de piatră care bloca intrarea în monumentul funerar. Al doilea moment este acela în care ele ascultă cuvântul mesagerului îngeresc și anume pătrund în întunericul mormântului. Veniți și vedeți locul în care zăcea. Femeile pătrund în acest loc al tristeții și al morții, dar nu pentru a rămâne acolo, ci pentru a înțelege că el a devenit acum izvorul vieții, izvorul învierii. Apoi, lăsând la o parte rațiunea umană și logica naturală, femeile înțeleg că sunt în fața unui fapt supranatural. Este un miracol divin. Iisus cel răstignit nu mai este acolo în mormânt unde îl așezaseră. Acum semnele răstignirii vor rămâne veșnic, semne ale victoriei asupra morții. Învierea lui Hristos nu a fost o readucere la viață, așa cum s-a întâmplat cu Lazar, prietenul lui Iisus, care la timpul rânduit a trebuit să moară după legea firii. Evenimentul învierii lui Hristos marchează, putem spune, un salt ontologic la nivelul ființei ca atare, inaugurând o dimensiune care ne privește pe toți și care a creat pentru noi toți un spațiu al vieții, al ființării cu Dumnezeu. Învierea face parte din istoria mântuirii, dar inaugurează o nouă dimensiune, dezvăluie un spațiu definitiv al bucuriei veșnice. Spune Papa Benedict al XVI-lea, acum emerit, învierea lui Hristos nu este un eveniment de același fel cu nașterea sau răstignirea sa. Este un tip nou de eveniment care își are începutul în istorie, dar conduce dincolo de hotarele istoriei. Credința iudaică, după cum știm, cunoștea învierea morților, dar la sfârșitul timpurilor, acea înviere de obște. Viața nouă era legată de răsăritul unei lumi noi și în această perspectivă era foarte ușor de înțeles. O lume nouă cu o viață nouă. Însă o înviere definitivă și diferită, încă în timpul lumii vechi, în timpul istoriei umane, era ceva de neconceput și de neînțeles în mentalitatea iudaică. De aceea, făgăduința învierii rămâne în primul moment pentru ucenici cu adevărat de neînțeles. De fapt, acesta este marele mister al învierii lui Hristos, nu la a doua venire, așa cum iudeii îl așteptau ca un Mesia triumfător, ci atunci, imediat după 3 zile de la punerea în mormânt. Este marele mister care trebuie să trezească în sufletele noastre bucuria, pentru că învierea lui Hristos nu este o legendă. Hristos a înviat cu adevărat. Iubiți credincioși, vă invit să trăiți în continuare zile luminate de bucuria învierii lui Hristos. Să trăiți zile binecuvântate alături de cei dragi, iar lumina învierii lui Hristos
să călăuzească mereu viața noastră, să fie cu adevărat bucuria vieții noastre. Hristos a înviat.